Bună ziua și bun găsit, stimați-le spectatori, la încă o emisiune, Fotoliul cu Ghimpi, emisiune de promovare electorală. Iată, de data aceasta avem invitată în studio o doamnă, doamna Vetuța Stănescu. Calitatea dumnei este aceea de secretar de stat, dacă știu eu, ministru secretar de stat, că asta e în Ministerul Dezvoltării, dar doamna Vetuța Stănescu este prezentă în studioul Capital TV astăzi în calitate de susținător pentru candidații PNL la primăria municipiului Deva, domnul Florin Oancea, și tot de susținător pentru candidații aflați pe listele de consilieri locali pentru municipiul Deva, tot ai PNL-ului. Să românilor, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua, bine v-am găsit, vă salut cu drag pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Vă rog. Da, sunt aici în calitate de coleg mai degrabă, coleg de partid al domnului președinte și primar al municipiului Deva, Florin Nicolae Oancea, și al colegilor mei, candidați pe lista de consilieri locali la municipiul Deva. Am înțeles. Doamna Vetuța, e normal să vă susțineți colegii de partid, mai ales că sunteți în acest partid de ani buni de zile, n-ați plecat într-o parte, n-ați venit din altă parte, și atunci, municipiul Deva este o localitate importantă din județul Hunedoara, e și reședința județului, și cu siguranță sunteți direct interesați și ca partid să aveți frâiele și în ceea ce privește dezvoltarea, ca să vorbim pe domeniul nostru de activitate al orașului. Și atunci, vă întreb, că e misiunea de promovare electorală, de ce ar trebui de veni să-i mai acorde un mandat domnului Florin Nicolae Oancea și de ce ar trebui tot de veni să voteze listele de consilieri locali ai Partidului Național Liberal? Aș vrea să începem cu primarul municipiului Deva, Florin Nicolae Oancea. Florin a câștigat în urmă cu 3 ani de zile un mandat parțial. A demonstrat pentru Deva cât a putut să facă și cât a investit în dezvoltarea Devei. Cât de multe proiecte europene a reușit să semneze și să implementeze în ultimii 3 ani. A învățat și a avut modele pe cei mai buni primari din România. Primari care, în decursul timpului, am văzut că au dezvoltat comunitățile pe care le-au condus. Și acești primari, în general, sau în absolut toate cazurile, sunt primari liberali. Și aici vorbim de Ilie Bolojan, vorbim de Nicolae Robu, vorbim de primarul municipiului Cluj, Emil Boc. Și iată că acestea sunt modele de bune practici pe care Florin Oancea a încercat să le implementeze și în municipiul Deva și pe care a și reușit să le implementeze. Mă uit cu drag de câte ori vin în municipiul Deva și observ o Deva frumoasă, exact așa cum este prezentată în materialele de campanie pe care Partidul Național Liberal în municipiul Deva le are. Da, Deva este frumoasă pentru că a lăsat-o Dumnezeu frumoasă, dar este împodobită și de talentul pe care l-a avut în decursul celor 3 ani, Florin Nicolae Oancea, prin acumularea de resursă umană în jurul lui, resursă umană competentă, cu ajutorul căreia a reușit să dezvolte municipiul Deva. Și aici o să vorbesc puțin despre proiectele pe care a reușit să le deblocheze în ultimii ani, proiectele sate blocate și pe care el a reușit să le deblocheze și să le promoveze. Unul din marile proiecte despre care îmi place să vorbesc este cel care este pus pe SICAP în achiziție publică, cel care e unul foarte mare pentru Deva și va avea un extraordinar impact de dezvoltare, sala polivalentă. Sala polivalentă despre care atât de mulți ani s-a vorbit, iată că Florin a reușit să deblocheze acest proiect, să-l depună la CNI și să devină și viabil. Și ce se va face acum? Este o sală multifuncțională care are locația undeva la Sântu Halm, care are locuri de parcare, este o sală pentru concerte, pentru sporturi, pentru fel și fel de competiții care la un moment dat, multiplele aceste competiții se pot muta și către Deva.
nu trebuie să ne mai ducem campionii să joace aibă diverse competiții în alte locații ale țării, ci se pot desfășura la Deva. Știți că la Deva întotdeauna a fost o dorință de competiție sportivă și am avut întotdeauna foarte mulți sportivi care n-au reușit să-și arate talentul și n-au reușit să-și aducă competițiile în municipiul Deva. Iată că Florin a reușit. Este vorba un alt proiect frumos despre care îmi place să vorbesc, este cel de reabilitarea casei de cultură. În momentul în care această casă de cultură va fi pusă în valoare în municipiul Deva, va arăta cu totul și cu totul altfel. Sunt o mulțime de proiecte europene pe care a reușit să le depună la ADRV și care sunt în faza de achiziție publică, sunt în faza de implementare, sunt în faza de semnare, în jur de 70 de milioane de euro. Aceasta nu este puțin. Sunt bani care vor ajunge în municipiul Deva și Deva va deveni un pol de interes în regiunea de vest a țării. Acesta este scopul nostru. Bun. Asta în ceea ce privește calitățile de bune deal al lui Nicolae Oancea. Dar lista de consilier local, doamna Letuță? Despre lista de consilier local și dumneavoastră nu puteți să mă contraziceți. O să Nici vă spun... nu vreau să vă contrazic, că e emisiunea de promovare electorală. O să vă spun că este una cum municipiul Deva nu a avut în ultimele mandate. Pe lista de consilieri locali sunt intelectuali de mare anvergură. Sunt medici, sunt avocați, sunt șef de secție în Spitalul Județean de Urgență Deva, doctori în științe medicale, sunt ingineri, sunt profesori de mare calibru. Deci sunt oameni care completează din punct de vedere al abilităților profesionale competențele pe care le are primarul municipiului Deva împreună cu aparatul propriu din primărie. Ei pot să vină cu idei și știu să le implementeze astfel încât să fie de real folos municipiului Deva. O să îmi place foarte tare să vorbesc despre medicii care se găsesc pe lista de consilieri locali ai... De ce vă place să vorbiți despre Pentru medici? Că am lucrat foarte mult timp în acest domeniu. Am fost director economic la Spitalul Județean de Urgență Deva. Într-o perioadă... Mult controversatul Spitalul Județean de Urgență. În 2010-2015 am fost director economic al Spitalului Județean de Urgență Deva și am lucrat cu acești medici. E vorba de doctorul Petrui și este vorba de doctorul Marius Blenda. Amândoi sunt doctori în științe medicale, șef de secție, au o reputație foarte, foarte bună. Sunt oameni sunt buni colegi, sunt oameni care sunt de veni de o viață și care au participat la dezvoltarea Devei și participă în fiecare zi, nu doar la dezvoltarea, ci și la promovarea sănătății devenilor. Iată că pot să vină cu idei și pot să vină cu proiecte, astfel încât Spitalul Județean de Urgență Deva să devină la un moment dat ceea ce ne dorim cu toții, un spital de referință. Așa cum Deva va ajunge un municipiu de referință în zona de vest a țării. Da. Cum vi se pare campania electorală pentru municipiul Deva până în acest moment? Mai sunt, iată, câteva zile. Cu idei, cu proiecte sau, din potrivă, lipsite de idei și... Eu l-am urmărit foarte atent pe candidatul nostru la primăria municipiului Deva, pe Florin. El întotdeauna a venit cu proiecte. Ați văzut că este un om al proiectelor, al ideilor, dorește dezvoltarea Devei și niciodată nu a venit cu, un fel de agresiune la adresa contracandidaților săi. Ba din contră, întotdeauna și-a dorit ca discuțiile să se poarte într-o manieră constructivă și cu idei, astfel încât să cetățenii și cei care se uită și cei care urmăresc campaniile electorale să vadă că primarul nostru și viitorul primar al Devei este ceea ce ne dorim și ceea ce și are aportul de cunoaștere și de înțelepciune necesar unui edil, astfel încât municipiul pe care îl conduce să fie nu doar unul al dezvoltării, ci și unul al înțelepciunii, al colaborării între oameni. Am înțeles. Considerați că primii 3 ani de mandat al lui Florin Nicolae Oancea, că sunt guri care susțin că n-a făcut nimic. Au fost unii de acomodare sau, dimpotrivă, Oancea a început în forță
mandatul pe care l-a avut și îl duce, vrea să-l ducă mai departe cu și mai multă forță. Îmi amintesc cu foarte mare drag perioada în care a fost validat ca și primar al municipiului Deva. El a venit cu foarte mare aplomb atunci și a zis, da, putem să facem Deva frumoasă. Încă de pe atunci se gândea la proiectele pe care le avea de îndeplinit. Dacă nu ar fi făcut nimic în acești 3 ani, credeți că Deva ar fi arătat așa cum arată? Sigur că există voci care spun că nu, că există gunoaie, că există, eu știu, că e parcări nefinisate, că există locuri de joacă nepuse la punct. Într-un municipiu ca și Deva pot să apară lucruri de felul acesta. Dar ați văzut că întotdeauna la Florin s-a găsit cabinetul primar. Florin a lăsat cabinetul primarului deschis întotdeauna și fiind un om al dialogului, întotdeauna a găsit soluții pentru fiecare problemă care a apărut în municipiul Deva. El în ultimii 3 ani de zile, adică din momentul în care a ajuns primar până astăzi, până duminică, când va fi reales primar... Și încă vreo săptămână până la validarea celuilalt. Cam 3 săptămâni durează. 3? Așa cam, mult, da? Da, pentru că... Da. Deci în această perioadă Florin nu a ezitat nicio clipă să fie implicat în dezvoltarea Devei. Proiectele pe care le-a depus la ADR Vest, credeți că sunt proiecte ușor de scris ca să reproduc în tocmai maniera de exprimare a celor din jur? Nu, proiectele europene necesită o bună știință, o bună cunoaștere, o bună documentare și întotdeauna tu trebuie să ai ideea a ceea ce vrei să construiești. Și Florin a venit cu ideea și a venit cu soluția de fiecare dată. Unii mai spun că domnul Oncea tot spune că a semnat contract ba de nu știu câte milioane de euro, ba de nu știu câte milioane de euro, ba că încep lucrările pe nu știu câte milioane de euro, dar nu se vede nimic, spun alții. Cum comentați lucrul ăsta? Cei care spun lucrurile acestea probabil că nu au depus niciodată un proiect pe fonduri europene. Pe lângă documentația extrem de amplă și avizele pe care trebuie să le obțină un proiect pentru a fi semnat și a fi demarat, e nevoie de o amplă etapă de documentare. Faptul că a semnat aceste proiecte sunt certitudini că aceste proiecte vor fi implementate. Perioadele sunt foarte lungi pentru implementarea proiectelor europene. Pentru că înainte de faza de a depune documentația ca să ajungi la semnarea proiectului, repet, e nevoie de o amplă perioadă de acumulări, de documente, de ridicări topo, de întabulări dacă nu ai terenurile despre care faci vorbire și pe care vrei să le reabilitezi, de exproprieri, foarte, foarte, foarte multe documente. Ori să ajungi la faza de semnare proiecte europene este un lucru extrem de important. Eu chiar lucrez în Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin care se derulează programul operațional regional. Avem aceleași probleme, să știți că nu doar din partea oamenilor conduși de către primari, ci chiar și din partea primarului. De ce durează atât de mult? Pentru că documentația este stufoasă. Toată documentația trebuie să se alinieze la standardele impuse de Comisia Europeană. Comisia Europeană are standarde destul de rafinate, în sensul că trebuie verificat fiecare document. Altfel, există riscuri de corecții financiare și toate acestea se repercutează asupra autorității contractante, adică unității administrativ-teritoriale. Deci lucrurile acestea trebuie făcute cu foarte multă seriozitate. Ori Florin le-a făcut, să știți că nu e ușor să semnezi contracte de peste 70 de milioane de euro pentru un municipiu ca și Deva. Apropo de semnat și de contracte, cum vin banii de la Ministerul Dezvoltării în județul Hunedoara? Câți bani și cât de mulți? Și cum e? Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației din noiembrie a fost preluată conducerea de către reprezentanții ai guvernului Orban, ai guvernului Partidului Național Liberal. În momentul în care am preluat acest minister, existau întârzieri la plată de peste 6 luni de zile. În acest moment, termenele de plată a tuturor cererilor de plată și facturilor și a situațiilor de plată depuse în minister sunt la maximum 40 de zile. În general, între 30 și 40 de zile, ceea ce arată că... și facturile sunt plătite în ordine cronologică. Nu mai există noțiunea aceea că se plătește doar PNL-ul și PSD-ul este dat deoparte sau se plătește doar PSD-ul. Deci în ordinea depunerii facturilor... Da.
Ele pot fi verificate, este cu ordine cronologică. Dacă veți urmări cu atenție site-ul Ministerului Lucrărilor Publice, veți vedea că în fiecare săptămână sunt puse facturile în ordinea în care au fost depuse și au fost plătite. Deci, unul din motivele pentru care ne dorim transparentizare și în județul Hunedoara și la toate primăriile din județul Hunedoara și la Consiliul Județean, tocmai acesta este, ca să nu mai existe suspiciuni legate de priorități, partipriuri politice și lipsă de comunicare. Acesta este viitorul, aceasta este modalitatea de respect pe care o arăți față de cetățeanul care te-a trimis în funcția pe care o ocupi. De când sunteți acolo, na, că mai sunt acuze, ați favorizat vreo primărie PNL în defavoarea unei niciodată primării PSD și așa mai departe? Nu, de când sunt acolo am favorizat și am făcut demersuri, favorizat cu ghilimele de rigoare, da, dar da, am făcut demersuri să mișc proiecte ale județului Hunedoara. Pentru că pentru mine cetățenii județului Hunedoara sunt cei mai importanți. Eu hunedoreancă fiind și atunci sunt preocupată de dezvoltarea județului Hunedoara. Cred că fiecare proiect adus în județul Hunedoara este un plus pentru locuitorii județului Hunedoara și asta nu poate decât să mă facă mândră și să mă facă fericită. Am înțeles. Revenind la Consiliul Local și la candidatul de primar, cum credeți că vor vota Deveni duminică? Deveni, așa cum ne-au obișnuit pe noi politicienii, au avut întotdeauna o viziune de dreapta. Și în acest an și acum duminică sunt convinsă că Deveni vor alege profesioniștii, vor alege oamenii serioși, vor alege oamenii care iubesc Deva, cei care dezvoltă Deva, cei care se apleacă asupra nevoilor cetățenilor și ei sunt candidații Partidului Național Liberal atât la primărie cât și la Consiliul Local. Iar Deveni întotdeauna au știut că acești oameni i-au reprezentat cu foarte multă onoare. Doamna Vetuța, în afară de cei doi medici pe care i-ați amintit pe lista de consilieri locali, mai are Partidul Național Liberal oameni competenți acolo în acea listă? Că uneori listele, vă rog. Eu am vorbit despre cei doi medici, spunându-vă că îmi place să vorbesc despre medici pentru că am lucrat în acest sector, în acest segment. Deci nu sunt pe lista de consilieri? Sunt pe lista de consilieri locali. Așa. Dar lista de consilieri locali este una amplă și formată din profesioniști. Sunt oameni de afaceri care și-au dezvoltat propriile afaceri și care au angajat și care plătesc salarii, care dezvoltă și care cresc economia și prin contribuțiile pe care le asigură bugetului de stat se întorc bani la bugetul primăriei. Sunt oameni care, pe lângă faptul că au dezvoltat afaceri, au dezvoltat cariere profesionale solide. Avem un director de liceu, cel mai prestigios liceu din Deva, liceul Decebal, este pe lista de consilieri locali ai municipiului Deva, domnul profesor Ilieș, domnul director Ilieș. Avem avocați, oameni care și-au dezvoltat, repet, afacerea prin profesiile liberale pe care le fac. Deci iată că și pe lista de consilieri sunt oameni care au în general profesii liberale, oameni care știu și pot să-și desfășoare activitatea mai degrabă în privat decât în sfera publică. Am înțeles lucrul ăsta. Are nevoie Florin Nicolae Oancea de un consiliu local majoritar sau se descurcă cu ce-o fi fiind un lider? Calitățile de lider sunt determinate de numărul de consilieri locali pe care îi aduci lângă tine în Consiliul Local. Ori sunt sigură, nu convinsă, sunt sigură că Florin Nicolae Oancea va avea un Consiliul Local majoritar PNL. Repet, pentru că oamenii pe care îi are pe listă merită cu adevărat să fie acolo. Sunt profesioniști, au demonstrat prin carierele pe care le-au desfășurat că merită și pot să aducă un aport incredibil dezvoltării orașului Deva. Doamna Vetuța, pe final, ce le transmiteți celor care se uită la noi ca mesaj electoral din partea primarului Nicolae Oancea și din partea candidaților pentru funcția de consilier local al PNL-ului? Pe 27 septembrie
votați primar Florin Nicolae Oancea la primăria Deva și lista de consilieri locali ai Partidului Național Liberal, pentru că sunt oamenii care sunt capabili să dezvolte Deva, să o facă frumoasă, să aducă investiții și cei care mai au încă dorințe de a pleca din țară să rămână aici, pentru că Deva va deveni un loc cu potențial economic foarte bun și care va oferi o infrastructură oamenilor care doresc să se dezvolte în Deva. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Era să spun, vă doresc succes în alegeri, dar dacă spun lucrul ăsta, nu greșesc, pentru că sunt colegii noastre. Vă mulțumesc. Și vă mai aștept cu drag și altă dată în studioul Capital TV. Vă mulțumesc mult, vă doresc numai bine și sper să ne vedem cu toții sănătoși. Stimați telespectatori, doamna Vetuța Stănescu, ministru secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, nu o să mai spun toată titulatura ministerului, că toată lumea știe despre ce este vorba. A fost invitata noastră la Fotoliul cu Ghimpi, emisiunea de promovare electorală, în calitate de susținător al lui Florin Nicolae Oancea, candidat pentru președinția pentru funcția de primar al municipiului Deva. Am avut atât de mulți candidați încât o mai au și eu un razna. Deci Florin Nicolae Oancea, candidat pentru funcția de primar al municipiului Deva, și de asemenea doamna Vetuța Stănescu în calitatea de susținător pentru candidații la funcția de consilier local al municipiului Deva. Sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, rămâneți în continuare alături de noi. Numai bine!